Dragi prieteni, vă salut pe toți! Campania Revino la biblioteca ta continuă cu o întâlnire cu personalități. Invitatul special al activității noastre este Igor Makovici, doctor în medicină, profesor universitar, chirurg plastician la clinica Galaxia. Și am înțeles că sunteți și șef de secție, da? Da, exact, așa este. Bună ziua secretul, la toată lumea. Bună ziua. Acum ne salutăm. Secretul frumuseții este genericul discuției de astăzi. Unul din aceste secrete se ascunde sub bagheta unor specialiști care încearcă să remedieze niște scăpări, să le zicem așa, ale naturii sau incidente sau întâmplări nefericite. Operațiile estetice sunt la mare căutare de cei care își doresc să-și îmbunătățească aspectul fizic, fie femeie sau bărbat, probabil că nu contează. Vom vorbi astăzi despre frumusețe cu invitatul nostru, profesorul universitar Igor Makovici. Dumnealui este pentru a doua oară invitat la noi la Biblioteca Ștefan cel Mare, pentru care îi mulțumim din suflet. Bună ziua, domn profesor! Bine ați venit! Nu o să vă prezint pentru că să discutăm atât despre frumusețe cât și despre cel care execută aceste opere de artă în acest sens. Și în continuare aș vrea să zic, dacă vrei să faci o operație plastică, mai întâi cauți o clinică sau una care se ocupă cu acest gen de operații și, respectiv, medicul cel mai potrivit. Domnule Makovici, vreau să-mi spuneți cum alegem noi o clinică, după care principii, criterii, de ce ar trebui să alegem clinica Galaxia, de exemplu, care o reprezentați dumneavoastră, și de ce ar trebui să-l alegem pe Igor Makovici. Aș vrea să ne spuneți ceva despre dumneavoastră ca să știm mai multe lucruri și să ne descrieți în câteva cuvinte, detalii despre clinică, despre clinica dumneavoastră, despre experiența dumneavoastră, pentru ca să optăm pentru ambele, și pentru dumneavoastră și pentru clinica dumneavoastră. Deci aș răspunde în așa mod. Bineînțeles, fiecare din cei care își aleg un specialist în domeniul acesta și aleg specialistul în mod individual, după diferite criterii. Cineva după exteriorul medicului, cineva după practica lui, cineva la recomandarea cunoscuților, vecinilor, cineva găsește informația aceasta din internet, dar eu socot că cel mai important ar fi întotdeauna să alegeți un specialist în domeniu la câteva din aceste criterii. Este important, bine, să citiți informații despre medicul corespunzător din internet, după care să vă programați la un interviu și în continuare recomand discuții cu medicul, aflați cum el gândește, poate să vă arăte niște imagini, lucrări de ale lui și atunci faceți o concluzie dacă vă convine specialistul dat sau nu vă convine. Sunt pacienți care se interesează de termenii de practică acestui specialist, adică bineînțeles, cu cât mai mare practică are medicul, cu atât și rezultatele cred eu că sunt mai bune. Referitor la persoana mea și clinica Galaxia, ce pot să spun? În primul rând pot să spun că noi activăm deja de 22 de ani în domeniul medicinii. Suntem o clinică cunoscută în Chișinău și în Republică. Clinica se află, deci instituția de bază, la adresa Alexandru cel Bun, dar mai avem și o filială în Rezina. De aceea, ca tare, deci vin pacienți nu numai din Chișinău, dar și alți pacienți din alte părți ale Republicii Moldova, inclusiv și Transnistria, care
ajung la o consultație, fie în Chișinău, fie în Rezina. Clinica este bine dotată, avem specialiști în diferite domenii, este bine amenajată, chiar pot să mă laud cu aceea că în timpul apropiat, deci acum mai puțin de un an, a fost finisată reparații, capitale, atâta secție de chirurgie, cât și a selei de operație și de aceea. Ceea ce o să vedeți, eu cred că o să vă placă. Condiții bune, decente, dar și în afară de asta și prețurile sunt absolut adecvate și nu sunt exagerări nici în acest domeniu. Referitor la mine, de acum dacă ați pus întrebarea asta, deci mă ocup de chirurgie estetică deja aproape de 20 de ani. Nu m-am ocupat chiar din start de la deschiderea clinicii, ceva mai târziu am venit în această clinică. Și pot să vă spun că am făcut stagii în Rusia, am făcut stagii în Franța, în România, bineînțeles, cu colegii din România în general, activăm destul de așa fructuos, colaborăm cu ei. Sunt membru a câtorva societăți de chirurgie plastică și estetică, inclusiv societatea din Rusia, din România. Și avem societatea internațională, care se numește Icoplast, o societate care include toate majoritatea țărilor din Europa și Statele Unite. Deci sunt și eu membru acestei asociații, să spunem așa. Referitor la activitate. Activitatea este fructuoasă, efectuăm multe operații pe parcursul săptămânii, lunii, anului, în diferite domenii. În chirurgie estetică, deoarece în Republica Moldova populație nu este prea multă, deci noi suntem niște specialiști așa de profil mai larg. Adică eu am venit în chirurgie estetică din chirurgie generală, după pregătirea corespunzătoare în domeniu, și pot să vă spun că posed nu numai chirurgie plastică estetică, dar și chirurgie abdomenului, a hernilor, a toracelui, activând mulți ani și în cadrul spitalului clinic municipal de urgență. Unde am făcut și chirurgie și gaz de urgență. De aceea multe aspecte ale chirurgiei le cunosc în detaliu. Chirurgia estetică pentru mine este un domeniu aparte, este o pasiune aparte a mea, deoarece îmi place foarte mult să rezolv diferite întrebări ce țin de exteriorul pacienților. Este un domeniu foarte interesant din cauza că dacă în chirurgie generală vine un pacient cu o durere, cu o boală, cu o afecțiune, aici vin de fapt persoane fizic sănătoase care necesită ca sau solicită, mai bine zis, solicită să fie ameliorată o problemă sau alta ce ține de exterior. Noi rezolvăm aceste probleme și vreau să spun că aici satisfacția pacienților contează foarte mult, deoarece cred că nu va fi niciun pacient la care s-a înlăturat apendicele și spune că da, cicatriciul după apendicectomie e prea gros, prea lung, nu știu cum. În chirurgie estetică acest lucru nu merge, cicatriciile trebuie minimalizate și făcute în așa locuri ca să nu fie observabile sau puțin observabile. Domnul Mahovici, să vă întrebăm niște lucruri așa mai concrete, pentru că avem puțin timp. Vroiam să zic așa, că ei mai mereu își doresc o schimbare. Ei vor să arate bine, care sunt mai des solicitate intervenții. Dacă e cazul să le refuzați, că de multe ori cineva vrea să-și facă anumite, să schimbe anumite lucruri și dacă e cazul să le refuzați, care sunt argumentele pe care le aduceți?
cum le convingeți să renunțe la unele schimbări? Sau le propuneți alte alternative? Și da, desigur. Ca să nu vă mai întrerup, aș vrea să ne spuneți și despre cum o femeie, înainte de a face o operație estetică, ce ar trebui ea să știe? Într-adevăr, adresându-se unele femei, poate și exagerează în unele cazuri cu schimbările, deoarece nu întotdeauna este evidentă problema cu care vin. Mai există acum la ziua de azi și unele chestii ce sunt la modă. De exemplu, prietena a pus implanturi mamare și domnișoara vine cu un sân frumos, absolut normal și solicită și ea o mărire de sân. Dar nu numai asta. În cel mai des caz, aceste lucruri sunt pacienți care intră pe uși și nu apare nicio problemă. Acolo e clar din start că trebuie ceva de făcut. Și invers, sunt probleme mai ascunse, sunt probleme care îmi devin clare într-o discuție, dar sunt și probleme exagerate. Adică unii pacienți cred că prin chirurgie estetică pot rezolva toate problemele din viață, dar acest lucru nu este așa. De exemplu, așa, spre exemplu, pot să spun că pacienta, o situație din viață, s-a stricat relația cu soțul. Și soțul, acuzând femeie, spune că dar la tine, iată, nasul e prea mare. Sau mai știu, și tu nu-mi placi mie cu nasul ăsta, adică vreo 10 ani i-a plăcut nasul, este aș biodat. Așa. Și pacienta, crezând că aceasta este cauza care poate duce la divorț, vine la chirurgul plastician și începe, iată, vreau să-mi schimb forma nasului. Te uiți nasul ca nasul. E normal, este simetric, este în coordonare cu celelalte părți ale feței și înțelegi că aici problema este alta. Și atunci, discutând, afli totuși care este problema. În așa caz, chirurgii plasticieni, apropo, trebuie să fie și buni psihologi. Fiindcă dacă nu cunoști unele lucruri, poți să dai în bară. Fiindcă schimbând forma nasului, pacienta mâine divorțează și vine și te acuză că nu ai făcut nasul bine. Dar, de fapt, cauza este cu totul în altceva. Domn profesor, dacă ați întâlnit, ați avut în practica dumneavoastră asemenea cazuri când cineva vine cu o revistă și arată că eu vreau să arăt așa ca în revistă. Cum reacționați dumneavoastră și dacă le îndepliniți? Deci asta la ziua de azi se întâmplă foarte des. Și anume, fetele tineri vin nu atâta cu reviste, că acum mai puțin partea asta publicată pe hârtie, deci este solicitată, dar mai des vin cu o poză din internet. Și iată poza aceasta din internet mi-o arată și zic, eu vreau iată așa sân, ca la pacient, ca la persoana în poză. Eu, într-adevăr, mă strădui să cât de cât satisfac dorințele pacientei, dar trebuie să spun aici, cred că pentru cei care ne aud în eter, că nu întotdeauna poți să faci la o persoană exteriorul să fie exact similar cu alte persoane. De ce? Fiindcă sunt parametri anatomici, sunt parametri chiar și ceea ce ține de elasticitatea pielii și așa mai departe, care nu poate fi adusă fix în fix la niște parametri absolut care sunt într-o poză. Trebuie să discutăm acest lucru, de una mă spune, să rezolv întrebarea aceasta cu clientul, să-i lămurim, asta nu pot face. Și în așa caz, o vrem așa, amiabil, să spunem. Plus se întâmplă într-adevăr că iată așa, că vrea atât de mari sau invers sau rotunzi sau formă acolo să fie foarte apropiat sânul unul de altul și îi spun că de fapt implanturile spun la mine, da.
rezolvate. Sau mai știu eu forma nasului, forma feței, a urechilor și așa mai departe. Domn profesor, iată, asta-i. Vroiam să... Da. Sunt foarte curioasă să știu, cred că și eu și multă lume e curioasă să afle cum dumneavoastră, atunci când cineva s-a hotărât să-și facă o schimbare a feței, da, cum ziceați dumneavoastră, că în revist, că în viziunea ei să arate un pic altfel. Cum faceți dumneavoastră acest lucru? Îl definați, computerizați pe hârtie, cum ea poate să știe cum va arăta după o operație, după aceste schimbări? Da, bineînțeles că sunt diferite posibilități de modelare. De modelare pentru ca pacienta să aibă impresia despre ce poate să aștepte. Aceste lucruri pot fi făcute grafic, pot fi făcute în computer, pot fi făcute prin aplicarea diferitor sizere, ce e sizerul, o formă deci care se aplică pe corpul pacientului pentru a arăta cum poate să fie, de exemplu, la sân. Forma sânului sunt sizere de diferită formă, îl aplicăm pe corp, pacienta îmbracă o haină și se uită în oglindă, îi convine așa, e frumos, nu e frumos, așa mai departe. Deci, iată, sunt modalități diferite. Ceea ce ține de sen, întotdeauna în chirurgie estetică, la toate operațiile, asta este o chestie obligatorie. Deci trebuie să faci schema intervenției chirurgicale, chiar desenând-o pe pielea pacientului. Deci faci proiectul operației cu regla, cu centimetrul, măsori fiecare pătrățică, fiecare așa, ca să nu dai greș. Din cauza că, am să vă spun un lucru foarte important, atunci când pacientul stă în picioare, unele lucruri se văd într-un fel, deoarece gravitația Pământului trage țesuturile în jos și cu totul altceva poate să apară atunci când pacienta se culcă pe masa de operație. Și ca să nu faci o greșeală atunci când ăsta, proiectul operației se face în picioare, când stă pacienta în picioare. Pe urmă, culcându-se, noi de acum ne orientăm după liniile care le-am trasat până la operație și efectuăm intervenția chirurgicală. Bineînțeles că de la experiența chirurgului plastician depinde mult, deci aici există multe elemente, să spunem așa, de subiectivitate. Depinde de experiența lui. Când lucrez cu țesuturile, deci poate să creeze, deci trebuie să iei în considerație elasticitatea pielei, extinderea pielei, poți să iai prea mult, îți pare că e bine, dar poți să iai prea mult, invers, poți să fie exagerat de puțin să fie luat, comparativ cu ceea ce trebuie. Deci experiența medicului are o importanță deosebită în acest sens. Da, mulțumim frumos. Timpul zboară foarte repede. Și o ultimă întrebare eu o să vă pun, pentru că vreau și colegii mei, participanții, să reușească să vă adreseze câteva întrebări. Sunt foarte curioasă că multă lume consideră în mod eronat că doar femeile au dreptul de a apela la operații estetice. Eu cred că e fals. Bărbații pot de asemenea să-și dorească anumite modificări. Da, eu vreau să vă spun că undeva o treime din pacienții mei, adică da, două treimi sunt femei, dar o treime sunt bărbați. Și la ziua de azi bărbații tot mai des apelează la chirurgie estetică. Cu diferite probleme, bine, nu numai decât acolo trebuie să fie o problemă așa, adică din frumos faci mai frumos. Apar diferite probleme pur anatomice, să spunem, o corecție
de nas, de urechi, de față, un cicatriciu, mai știu, un traumatism care a dus la deformație de tot genul. Bărbații, spre deosebire de femei, sunt mai puțin atenți în activitatea lor de lucru și des nimeresc în situații de traumatizare, de cicatrizare a corpului, de pierdere a unor părți ale corpului și așa mai departe, cum ar fi degetele și așa mai departe. Deci ei, la bărbați sunt niște operații, unele operații sunt specifice, dar altele sunt aceleași ca și la femei. Acum, la ziua de azi, bărbații vor să arate bine nu numai fața, adică fac și față. Fac blefaroplastie, adică operații la pleoape. Corecția de urechi este indiferent, bărbat, femeie, depinde de urechi, de forma urechilor. Dar bărbații acum, la ziua de azi, apelează tot mai des pentru abdomenoplastie. Abdomenoplastie se are în vedere burta, adică scoaterea excesului de piele de pe burtă, agresimii și așa mai departe. Apelează la liposacții, cu toate că mai des totuși asta e operația care o solicită femeile, dar și acest domeniu se practică. Cam atât ce să vă spun. Noi neapărat vom vizita, pentru că fiecare din noi are câte o problemă, mai ales eu. Eu deja mă apropii de 60, așa că cred că ar fi bine să vă vizitez. Ce zici? Nici o problemă, vă aștept. Vă aștept la noi. Fiecare glumă este și un fir de adevăr, așa că cât am glumit, pe atât și... Spune invers, că în fiecare glumă este o particică de glumă, restul este adevărul. Da, da. Eu vă mulțumesc tare mult. Aș vrea să mai concretizez un detaliu. Cât durează, să zic așa, recuperarea după o operație? Sau în dependență de... În fond recuperarea e diferită. De la câteva zile, de exemplu, la pleoape, la 5 zile scot firele, și până la 2 săptămâni, de obicei, majoritatea operațiilor după 2 săptămâni, recuperarea deja. Aici e vorba doar de prima etapă de recuperare. În unele cazuri, după unele operații, câteva luni poate să dureze până va fi o formă definitiv stabilită. Dar asta e, că în majoritatea cazurilor totuși e de la câteva zile până la 2 săptămâni. Ca să cunoaștem cât timp să lipsim să de rezervat la... pentru operație, da? Da. Da, foarte corect. Asta e important, fiindcă trebuie să programăm timpul, să programăm viața noastră. Nu trec prea mult timp să ne recunosc colegii când ne reîntoarcem. Da. Eu aș da cuvântul acum participanților care vor să pun întrebări. Irina, ești pe fir? Eu pot întreba. Da. Bună ziua! Bună ziua! Eu aș dori să vă pun așa o întrebare. Mărirea buzelor cu acid hialuronic este una dintre cele mai solicitate intervenții estetice. Care sunt cele mai importante lucruri pe care o femeie trebuie să le ia în calcul atunci când decide să apeleze la această procedură? Și cât de nocivă este ea? Într-adevăr, la ziua de azi, mărirea buzelor este foarte solicitată. Pot să spun că riscuri nu sunt prea mari din cauza că acidul hialuronic cu care lucrăm la ziua de azi este de performanță și ca tare de senastun. Dar cazul când alegeți o clinică și acidul hialuronic de la un producător renumit, că mai există diferite firme sau diferite cabinete medicale unde se folosesc
produse mai puțin calitative, de aceea asta este un criteriu care trebuie, de care trebuie să țineți cont când alegeți unde să faceți. De acum, din punct de vedere estetic, bineînțeles, cu cine cum injectează, asta trebuie să vedeți lucrările. Ce trebuie să știți? Când vă duceți pentru mărirea buzilor, așa am înțeles, dumneavoastră trebuie să nu fiți răcită, să nu aveți herpes labial, fiindcă asta e foarte important. Deci din cauza că herpesul se va acutiza dacă se injectează acid hialuronic. Și bineînțeles, la ziua de azi, și să nu fiți contaminată de COVID. În plus la asta, nu se poate întrebuința alcool, nu se poate frecventa sauna, proceduri termice după procedura aceasta. E cam asta, în rest, o viață obișnuită. Da, și trebuie să țineți cont că, de fapt, după injectare, în primele zile, crește edemul mai mult decât o să fie mai târziu. Adică am injectat acidul hialuronic, buza se înflă mai tare decât va fi peste vreo 5-6 zile. Asta e o reacție inflamatorie la substanța care se introduce. Pe urmă ea scade. Așa că să nu vă speriați. Următoare întrebare, dragi participanți, avem practic 7 minute. 7 minute. Vă rog succint întrebările. Lilia. Lilia Gămarța. Da, mulțumesc frumos, doamna Lilia. Pe mine mă interesează, domnul Igor, în urma unei operații, eu vorbesc de mine personal, am rămas cu cicatrice, e vorba de braț, antibraț. După care este posibil ca această cicatrice să se înlăture prin diverse trucuri? Da, am înțeles întrebarea, eu am să vă spun care e situația. Cu cicatricile este o problemă, bineînțeles, dar pot să vă spun că nu toate cicatricile pot fi înlăturate în așa mod ca să nu fie absolut observabile. Există diferite metode, există creme injectabile care diminuează, dar de locul cicatrizării, modul cicatrizării și așa mai departe, este o chestie foarte, foarte individuală. De ce ar fi bine la un contact personal, de văzut care e situația și mai departe. Sunt eu, de exemplu, personal, sunt cicatrici care din start spun pacientului, eu nu mă apuc, fiindcă aici n-am să obțin un rezultat. Dar pot, sunt și cicatrici de care mă apuc, care le rezolv și care succes totul să se face să fie frumos. Se practică operația la acest tipuri de... Pot fi aplicate operații, pot fi aplicate injectări, pot fi aplicate creme speciale pentru cicatrici. Deci avem care e situația în mod concret. Am înțeles. Încă o întrebare. Vrem să la centrul dumneavoastră se... construiesc, cei care lipsesc au brațul lipsește sau un picior sunt... Nu, spre regret, nu. Acesta este un domeniu cu care se ocupă de doar un singur centru, centru de protezare. Înainte, da, nu știu, nu, noi nu, nu se avem așa ceva. Uh-huh. Mulțumesc frumos! Haideți să vedem încă o întrebare, poate reușim. Cine dorește să o pună? Da, bună ziua! Domnul Mahovici, vreau să vă întreb, care ar fi recomandările dumneavoastră împotriva faciale? Deci, ca tare, acum există o sumedenie de aparate, deci eu nu sunt cosmetolog, cosmetologii o să vă recomand mai multe, deci sunt și aparate, sunt și creme speciale. Eu știu că
Este și epilare cu laser, care dă efecte destul de bune și de lungă durată. Chirurgii plastice au leacă alte scopuri, noi nu ne ocupăm zi toată. Deci, da, vă adresați la centrele cosmetologice, acolo tot cu nu știu dacă v-am satisfăcut, dar asta e. Vă mulțumesc! Da. Dacă cineva mai are o întrebare, dacă reușim, un minut avem la dispoziție. Cineva? Eu aș vrea să-i spun domnului Igor, mulțumim frumos pentru că a acceptat să fie alături de noi. Cu siguranță sunt mai multe întrebări din partea angajației bibliotecii Ștefan cel Mare, precum și utilizatorii, și sperăm ca să mai accepte și o altă provocare de altă dată să vină la noi. Mulțumesc mult și cei care n-au reușit să-mi dea întrebările, îi aștept la Centrul Medical Galaxia, da, să răspund acolo la toate întrebările. Da, mulțumim din suflet, domnul Mahovic, domn profesor. Da, mulțumesc pentru atenție. Noi neapărat o să venim la dumneavoastră, probabil toți cei care ne vor urmări vor avea întrebări și dacă dumneavoastră ne permiteți să afișăm numărul dumneavoastră de telefon, dacă ne permiteți. Da, 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 cu plăcere. Cu plăcere, da, mulțumim telefonul. Tare mult, la sigur, noi cei de la Ștefan cel Mare nu o să putem răspunde și ca să nu fim intermediari, vă vor contacta direct pe... Da, sper că dumneavoastră la aveți numărul meu, este 06924-0024. Da, neapărat când vom posta activitatea, vom indica pe ecran numărul dumneavoastră. Vă mulțumim din suflet și sperăm că aveți foarte multe lucrări care s-au încununat cu succes. Zic lucrări pentru că fiecare operație, fiecare femeie este o operă de artă a dumneavoastră. De ce nu? Faceți lucruri frumoase, ridicați atât dispoziția fiecăruia, că e deja toată lumea știe că atunci când faci o schimbare, dispoziția și omul devine cu mult mai fericit, chiar și pentru o mică schimbare. Noi vă mulțumim din suflet pentru această lecție frumoasă, vă dorim succes și o zi minunată tuturor! Da, sper că a fost interesantă discuția noastră de azi. Vă doresc la toți numai bine, o primăvară frumoasă în continuare și în suflet să fie întotdeauna primăvară. Vă mulțumim! Vă mulțumim mult! La revedere! La revedere! La revedere!